Palmira, oază în mijlocul deșertului sirian, aflată la egală distanță între Marea Mediterană și fluviul Eufrat. În mod straniu, în antichitate, destinul acestei metropole a deșertului s-a împletit cu destinul Daciei. Oaza Palmirei a intrat în sfera Imperiului Roman la începutul secolului 1 după Hristos, dar înflorirea ei a început odată cu Traian. Cel mai bun dintre principi, prin politica dusă în răsărit, a deschis marile rute comerciale înspre Orientul îndepărtat. În același an 106, când Dacia era transformată în provincie, împăratul Traian a ocupat și regatul Nabatean, controlând astfel traseele caravaniere dinspre peninsula Arabică și Marea Roșie. Tot atunci au fost recrutate și primele trupe auxiliare alcătuite din Palmireni, ceea ce înseamnă că metropola deșertului a fost integrată complet în Imperiul Roman. Ea ocupa o poziție nodală care reunea marele drum al mătăsii cu calea fluvială și maritimă înspre India. După cum se știe, urmașul lui Traian, împăratul Hadrian, s-a retras dintr-o serie de teritorii cucerite de Traian, dar în Europa el a păstrat Dacia, iar în Orient a menținut provincia Arabia, precum și controlul asupra Eufratului, ceea ce a generat de altfel în deceniile următoare înflorirea fără precedent a comerțului palmirean. Asemenea Daciei, metropola deșertului a cunoscut perioada sa de maximă strălucire sub dinastia Severilor, pentru ca sfârșitul ambelor să coincidă din nou. Cu ajutorul legiunilor din Dacia, împăratul Aurelian a învins-o pe regina rebelă Zenovia și a cucerit Palmira distrugând-o în anul 273. Dar, la întoarcerea din Marea Expediție Orientală, el a așezat cele două legiuni dacice la sud de Dunăre, abandonând astfel provincia creată de Traian. Prin urmare, putem spune că atât Dacia cât și Palmira au cunoscut o ascensiune meteorică în secolele 2-3, au evoluat în paralel și au sfârșit împreună. Ne aflăm la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și dorim să aflăm, domnule profesor, dacă au existat legături directe între Palmira și Dacia. Da, evident au existat și legături directe între Palmira și Dacia. În primul rând, împăratul Hadrian, cel care este considerat noul fondator al Palmirei, orașul s-a numit Nea Palmira din acel moment, a recrutat circa 4.000 de soldați palmireni, redutabili arcași, pe care i-a adus în Dacia și i-a așezat în diferite puncte. Acești arcași au venit cu familiile lor, cu soțiile și cu copiii, au fondat comunități stabile și au îndeplinit o serie de sarcini, mai ales polițienești. Îi întâlnim cu precădere în punctele de graniță, îi întâlnim la Tibiscum, îi întâlnim chiar și în îndepărtatul Porolisum. Iată-ne la Porolisum, poarta de intrare în Imperiul Roman și punctul unde se făcea un intens comerț cu lumea barbară. Acolo, în față pe dealul, sunt mai multe valuri de pământ care marcau limitele Imperiului. Dincolo de ele, se întindea câmpia care separa Dacia de Panonia și care era locuită mai ales de iazigii de neam iranian. Arcașii palmireni supravegheau acele întinderi cu vegetație de stepă care trebuie să le fie amintit întrucâtva de semideșertul de acasă. De altfel, ei erau obișnuiți să reziste atât la călduri toride cât și la ger. Doar umezeala trebuie să le fi creat probleme de adaptare. La 2000 de kilometri depărtare de Palmira, le va fi fost și lor dor din când în când de deșertul de acasă. Iată-ne ajunși la Palmira, la plus 46 de grade. De fapt, Palmira se găsește într-o zonă semideșertică. Aici, în cea mai mare parte a anului, climatul este arid. Totuși,
Primăvara, timp de mai multe săptămâni, deșertul din fața noastră înverzește, oferind hrana necesară turmelor de oi și de capre ale beduinilor. Timp de milenii, neamurile semitice ale amoriților, arameilor, iar mai târziu cel al arabilor, au trăit la marginea semilunei fertile, oscilând cu turmele lor între câmpia mănoasă a Mesopotamiei și coasta Mediteranei, flancată de munții Libanului și a lui. Palmira este o oază în acest deșert, alimentată de câteva surse de apă. Numele său semitic este Tadmor, iar cel grecesc și roman derivă de la palmierii care ocupă cea mai mare parte a oazei. Ruinele orașului antic acoperă mai bine de 10 km pătrați. Zidul de incintă pe care îl avem în față închide un spațiu mai mic de circa 10 hectare, care constituia orașul propriu-zis. Dar mai există un zid care înconjura întreaga oază. Orașul este străbătut pe direcția est-vest de o stradă monumentală care se suprapune pe vechea rută a caravanelor ce veneau de la Eufrat și se îndreptau spre Homs, Hemesa. În plan îndepărtat se văd ruinele impozante ale templului lui Bel. În zona centrală se disting ruinele pieței publice, Agora, și ale clădirilor adiacente, Buleuterionul, sediul sfatului local, sau Caesareionul, templul cultului imperial. De la acest arc începe Marea Colonadă, drumul principal care străbătea pe direcția est-vest orașul Palmira și continua apoi hăt până la Homs. Marele drum est-vest, numit de romani Decumanus Maximus, avea o lungime de peste un kilometru. El are 12 metri lățime și este flancat de portice cu coloane monumentale înalte de 9 metri și jumătate. Coloanele respectă canoanele proporțiilor obișnuite în lumea romană. Diametrul fusului la bază este de 95 de centimetri, iar întreaga coloană măsoară exact 10 diametre, adică 9 metri și 50. Marea Colonadă, care a rămas în cea mai mare parte în picioare până în zilele noastre, a fost construită în cursul secolului II, judecând după stilul capitelurilor corintice care ornamentează coloanele. În epoca severilor, ea trebuie să fie oferit o perspectivă impresionantă pentru trecători. Ne putem lesne închipui caravanele care acum două milenii, asemenea turiștilor de azi, parcurgeau acest drum. De la înălțimea cămilelor, caravanierii vor fi contemplat coloanele mărețe. E drept că porticele erau foarte utile, căci umbra lor oferă adăpost trecătorilor și proteja magazinele deschise de o parte și de alta a drumului principal. Dar, în efortul de a construi această colonadă monumentală, se simte și orgoliul de a aparține unei lumi bogate și civilizate, așa cum a fost Imperiul Roman. La intersecția cu străzile laterale, orientate nord-sud și numite Cardines, se găseau arce monumentale. Pe fusul coloanelor se văd console care susțineau statui de bronz ale fruntașilor orașului. În fine, în centrul orașului, la intersecția drumurilor principale, se găsea un arc cu patru deschideri numit tetrapilon. De fapt, fiecare pilon al arcului era alcătuit din patru coloane care constituiau un fel de baldachin unde erau amplasate statuile onorifice. După aproape 200 de kilometri făcuți prin deșert, caravana pătrundea în oraș prin Marea Colonadă și noi veniți nu se poate să nu fi fost impresionați de majestuozitatea porticelor care flanchează acest drum. În orice caz, efectul asupra privitorului trebuie să fi fost copleșitor. Era un fel de a spune, bun venit în Imperiul Roman.
O bună analogie pentru Via Porticata din Palmira o găsim la Apamea, unul din cele patru mari orașe ale Siriei de Nord. Orașul a fost distrus de un cutremur în secolul al IV-lea și nu și-a mai revenit. Dar coloanele căzute la pământ au fost ridicate recent, iar vizitatorul de astăzi își poate face o idee despre măreția de odinioară. Via Porticata de la Apamea era cea mai mare stradă de acest fel din partea răsăriteană a Imperiului Roman. Ea are o lățime de 24 de metri, iar porticele laterale sunt late de 7 metri și jumătate. Coloanele au o înălțime de numai puțin de 10,50 m. În lungime, ea era aproape de două ori mai mare decât Via Porticata din Palmira și măsura numai puțin de 2 km. La Apamea, de o parte și de alta a drumului, se găseau clădiri cu un etaj, care aveau în față magazine. Consolele de pe fațadă nu purtau statui ca la Palmira, ci susțineau un coridor exterior pe unde se ajungea la magazinele de la etaj. Dar să revenim la Palmira. În zona centrală se găsește piața publică, Agora, lângă care a fost construită o clădire care ar putea fi o basilică de tip roman sau, la fel de bine, ar putea fi sediul vămii. De fapt, în apropiere, s-a descoperit celebra inscripție cuprinzând taxele vamale percepute la Palmira. Agora, piața publică, era flancată de asemenea de portice. Spre ea se deschidea o încăpere care constituia probabil sediul principalilor magistrați, arhonții și strategii. Imediat la nord se găsește o piață semicirculară care servea probabil ca un fel de caravan serai, locul unde se odihneau caravanele și care este amintit de o inscripție găsită în apropiere. În centrul acestei piețe se găsește așa numitul teatru. De fapt, edificiul este mult prea mic pentru a-i găzdui pe toți cetățenii orașului, așa cum se întâmpla la reprezentațiile teatrale. S-a presupus că la Palmira teatrul nu ar fi fost terminat. În realitate, acest edificiu servea drept buleuterion, casa sfatului celor 400 de reprezentanți ai celor patru triburi administrative ale Palmirei. Peste tot, în partea răsăriteană a Imperiului Roman, Casa Sfatului are aspectul unui mic teatru. Adevărul este că la Palmira cultura greacă era doar superficială și nu a existat un adevărat teatru, care este de fapt un element definitoriu al modului de viață grecesc. În concluzie, cu toată aparența sa de oraș greco-roman, cu toate că a adoptat instituțiile urbane grecești, Palmira și-a păstrat originalitatea. Atât arhitectura, cât și arta palmireană, așa cum se va arăta în episoadele viitoare, a fost o sinteză